E o luptă aprigă pentru medicamente. Zeci de români au dat statul în judecată. În instanță, aceștia au cerut accesul gratuit la tratamentele de care depinde viața lor. Multe medicamente considerate vitale nu sunt incluse pe lista celor compensate și sunt de negăsit în farmacii. Primii afectați sunt bolnavii de cancer. Ei au ajuns să ceară ajutorul judecătorilor pentru a beneficia de accesul gratuit la medicamente. Discutăm despre întreaga situație cu Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer. Vă mulțumesc. Bună dimineața, domnule Irimia. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Vă rog să ne dați detalii despre amploarea acestei situații. Ce să mai vorbim, avem peste 650 de procese câștigate cu statul român, în urma cărora trăiesc 2000 de pacienți, care n-ar fi avut nicio șansă dacă nu acționam statul în judecată. Dar în momentul acesta, în spitalele din România nu găsim terapiile de bază, chimioterapia, lipsesc medicamente și chiar în Institutul Oncologic am fost sesizat de pacienți și de medici că nu au cu ce să lucreze. Așa că trebuie să ne uităm că sistemul e bolnav. Sistemul de sănătate din România nu salvează vieți. Condamnă atât pacienții cât și medicii la moarte. Pacienții și medicii, vedeți ce se întâmplă din cauza unui sistem bolnav în comă profundă de ani de zile și nimeni nu și-a întors fața către noi, cetățenii în primul rând, profesioniștii și în ultimul rând pacienții. Suntem nevoiți să ne apărăm drepturile consfințite în Constituția României în instanță. Este de noaptea minții ceea ce se întâmplă în România. Deci cauza, trebuie mers la cauză, sistemul nu funcționează, un sistem subfinanțat n-are cum să funcționeze. Care este explicația oficială pentru care tratamente esențiale, precum cele legate de chimioterapie, lipsesc din spitale? Nu sunt bani. Nu sunt bani, distribuitorii nu mai dau medicamente pe credit, vor bani imediat, deoarece anul trecut știm cu toții ce s-a întâmplat, au trebuit să fie întrerupte 2 luni tratamentele pacienților oncologici. Dumnezeu știe câți au murit din această cauză și de atunci distribuitorii, ne primim banii la timp, au spus că nu mai livrează medicamente fără ca spitalele să aibă bani. Deci problema este a banilor. Subfinanțarea sistemului face victime. Dar nu face victime doar din rândul pacienților. După cum s-a văzut și din rândul medicilor. Dacă ai 10 pastile să dai la 30 de pacienți, cum alegi? Cum alegi cui dai și cui nu-i dai? Le împarți, le rupi în 2, în 3, să dai la fiecare, să fii cu conștiința împăcată că ai încercat să salvezi. Deci cam asta e situația și la Pantelimon, și în toate spitalele din România. Domnule Irimia, din cunoștințele pe care le aveți dumneavoastră legate de această situație a medicamentelor, probleme sunt doar pentru bolnavii de cancer sau sunt și alte patologii neacoperite de tratament? Tot sistemul este bolnav, toți pacienții cronici se plâng de lipsă de medicamente, toți pacienții au devenit maratoniști căutându-și medicamentele în farmacii, în județele țării, dar chiar în străinătate. Cei care își permit, din punct de vedere financiar, apelează la cunoștințe în străinătate, la rude, pentru a intra în posesia acestor medicamente. Dar nu este corect. În condițiile în care statul ia obligatoriu taxa pe sănătate, de asigurări de sănătate, și eu plătesc din nou aceste medicamente procurându-le de oriunde, pentru că statul nu mi le pune la dispoziție. Este o dublă taxare a pacientului de către statul român. Vă mulțumesc foarte mult!